Salutare, fost canalul Greșica TV. Astăzi vreau să fac un video, un vlog, cum o să eliberez papagalul, să-i dau voie să zboare, lui Sașca. Vedeți-l aici? Da? O să dau voie să zboare de la ceva distanță. Eu o să mă duc în partea aceea și ce este cușca sa. El ori zboară la geam, mai departe de casă nu fuge, dar dacă se duce la vecini, se întoarce înapoi. Haide, sunt aici la poartă și hai să așca fi gata. Lapca nu face nimic, nu vă temeți. Haide. Așa. Așa. Amui, încolo de drum. Da, s-a dus lângă Laima. Laima am închis-o, de aceea nu este obișnuită. Îi dau drumul. Îi dau drumul, dar Amus s-a mai, să zicem, nu prea m-am ocupat așa cu ea și s-a mai făcut mai sălbatică. Haide, hai Sașca. Op! S-a dus jos, dar cât de cât știe să se urce pe umăr, la mai este mai, este cu minte. Sașca nu prea stă pe umăr, dar mă bucur că face zboruri interesante și se întoarce. Acum încercăm acolo. Eu să mă duc. Așa. Hop. S-a dus jos. Da? Sașca. Ui. Am ne ducem pe această cărărușă. Da, știu că vrei în colivie. Și o să vedem ce faci. Gunter stă în volier. Hai. Se duce la geam. Bravo, așa, este liniștit, cu minte. Hai, băiatu. Haide, încă o dată mai încercăm. De data asta o să mă duc puțin mai departe. Chiar aici o să mă duc. Hai. Op. S-a dus pe colivii, bravo! Cam așa în fiecare zi mă ocup cu el. Așa v-aș sfătui și vouă, dar până să ajungem la asta, trebuie, cum l-am cumpărat, 7 zile lăsăm să acomodeze și apoi după care îl mai scoatem din cușcă, mai dăm drumul. Dar ca să învățăm să stai pe mână elementarul, la început v-aș sfătui să tăiați, de exemplu, că vedeți ce are niște pieni mai mari la rip care zboară. Și la început spălești cu capul. Am avut multe întrebări, că papagalul sluvește cu capul de perete în alta, dar vă sfăt de când zboară. Răsfătuie să-i tăieți aripile și, cu, și cât timp el încă se obișnuiește. După ce se obișnuiește, puteți noi le mai tăieți. De exemplu, cum am eu, se întoarce, dar nu toți papagalii se dau la dresat. Dar ca să nu le tăiem aripile, dacă nu vrem să tăiem, trebuie să luăm de pui mititei. La mână să-i hrănim, să-i deprindem. Așa, cam. Da, Sașca? Am uși de grabă 20.000 de abonați pe TikTok, ajungem și luăm un papagal de talie medie. Dacă o să găsesc. Haide. Op. Wow, bravo. S-a dus sus. Gine, una așa ce și cam ajunge. Hai să încercăm altfel. Hai, vin cu-a. Hai. Ne ducem mai încolo. O, deodată suțul în casă. Sașca. Vrei în casă, da, drugu? Vrei în casă? Da. E că dacă vrei în casă, ne ducem în casă. Amuș, amuș, ne ducem. Hai să încercăm. Așa, intrăm aici. S-a dus prin partea aceea. Nu tu spun când în casă. Am și mai încercăm încă o dată să dăm voie să zboare. Op! O! Un zbor foarte, foarte frumos. Sașca, ce? Ce, băiatul? Ce? Am și încercăm chiar să dăm drumul. Haide. Foarte inteligent, s-a dus singur.
Da, pe masă. Masa am reparat-o, acum spun aici pe masă animalele mele. Și dacă nu o să găsesc, adică cine îți cumperi papagali, eu nu o să-i abandonez. O să-i păstrez, pentru că eu nu iubesc să-mi bat joc de animale. Eu nu-i pun omul, dacă nu vrea să cumpere, nu vrea. Da, Sașca? Sașca nu l-o vinde, pentru că el e puțin, are aici penile și îl iubesc mult. Dar aceștia, cine vrea, scrie în comentarii să iei, da? Uitați-vă ce frumoși sunt. Spaci și unul de luat, adică nu mă adic pe ambii. Spaci la câte unul. Nu vând în perechi, doar. Sau cine vrea ori perechi, ori câte unul, scrieți în comentarii. Hai, Sașca, hai, bravo așa. Șobolanul meu stă. Mult m-a surgat să mai fac videouri cu el. V-a plăcut. Și uitați-l. Și dice. Ce faci? El aici o puțin un roz cu Olivia. O să trească cușca un roz vopsea. Ops, pardon, scuze. O să trească să văd. Să-i pun ceva lac, nu știu. Nu lac, dar ceva ca să nu-i dăuneze. Opsea asta nu e toxică, e pentru cușcă, pentru papagali și pentru hamster special făcută, așa că nu vă temeți. Și e specială, nu e de ce e simplu, care miroase urât, are un miros puternic. Așa că dacă o roade, nu e nimic strașnic, dar rare ori o roade. Practic deloc, da? Frumoasele. Da, Sașca, și te-ai dus acolo, papagali. Hai, bravo. Am uși, te ducem afară, scoatem. Da, mi-am făcut numai ce azi dimineață curățenie și-o rostat, drugii ăștia mei. Da, frumoși, frumoșei. Șobolan de pădure. Șobolan de pădure, amu este tare, cântecul este tare popular. Șobolan de pădure. Ieți cu coada lui mai mai curată, stați, focalizez. Când l-am cumpărat, eram puțin mai murdar, așa. Era mai întunicat. Am s-o mai curățat, e curat și el. Da, frumosule. Hai să te pun în cușcă. Hai, du-te. I-a pus mâncare. Acolo stai. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride dick bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Aceasta este noua botnița lui Gunther. Ei, nu-i nouă, are 30 de ani. Este din Uniunea Sovietică. Am făcut video pe TikTok. Da, o să scot pe boss Gunther. O să scot mai în seară. Și uitați-vă ce frumoasă este. Mie îmi place. Da, aici este așa de orice l-am acumulat. Și balele sale le-am pus peste ea. O să trebuia să o șterg puțin. Acolo o să mă duc să-l iau pe boss la plimbare. Mi-am pus deja botnița. Și acesta este țarcusul temporar. O să fac clar că mai frumos, adică provizoriu, până când noi am făcut ușa. O să fac pe urmă și ușa. Așa am făcut ca să nu se bage la flori. Dar nu vă îngrijorați. O să fie totul ok cu el, o să-i fac țarcul mai normal. Aici o să-i pun niște petriș, nisip o să văd. Acestea le-am pus ca să nu sape, pe urmă va fi asfaltat. Am nu prea am timp și am făcut la moment așa, cu școala, cu alta. Sunt ocupat și acolo o să ies. Acolo o să ieșim la poartă. După cum vedeți, am făcut o zgardă nouă. I-am făcut eu manual, să vă arăt. Pe urmă o să iau o curea, dar am făcut de aceasta care e ștrangulantă, ca să nu tragă tare. El din când în când mai trage mic, dar are putere. Uitați-vă, aici am pus niște chestii de la o geantă aveam. Din piele. Era foarte bună, dar s-a învechit, nu știu, a trecut moda și i-am pus. Aici avem un lanț de la Gunther, care era puțin mai vechi, care l-a rupt. Și cam așa arată zgarda. Da, boss? Și îmi place cum mi s-a primit. El are un asortiment mai, nu așa de mare, adică mai mic decât Gunther, de zgări hamuri în altă. O să fac pe urmă și ham. O să vă arăt cum se face. Da? Mulți ați vrut, am avut înainte un canal
de YouTube care mi s-a șters și cineva m-a rugat să fac o botniță. O să fac și video despre asta. Cam o catarama de la o curea. Și o să fac un video cum facem o botniță. Dar acum o să ies cu el la plimbare. Hai, boss. Haide, ieși. Lapcă-ți stenograde. Da. Cum e liberă de ăsta legat. Hai, lapcă-la. Boss. O să trec prin colo, pe-n partea cea. Da, hai, cu ciu-ciu. Am ajuns pe aici, pe lângă biserică. Uitați ce frumos este înainte. Da, știu, puțin sunt gropiță, dar ce să faci? O să trecem încolo. O să trebuia să-l țin mai scurt, că sunt mulți căței. Haide, boss. Drumul acolo s-a făcut. Arată destul de bine. Da? Boss se uită. Alături. Hai, cu ciu-ciu. Uitați pe drumul. Arată bine. Și pe boss. Bine că l-a făcut, că aici era periculos înainte. Și eu o să mă pot da și cu Sania. Doar dacă o să ningă anul acesta. De când am auzit, posibil să ningă, iarna e friguroasă. Am auzit asta la meteo. Că anul trecut nu a fost, anul acesta chiar nu a fost zăpadă și anul trecut. Uitați ce copacel interesant. Hai, boss. Uite un câine. Și trebuie să-l țin pe boss. Uitați-vă. Sunt cu el aici deja. Da. Hai, cuțu, cuțu, cuțu. Aici este un semn. Uitați ce seară frumoasă este azi. Hai, da, cuțu, cuțu. Boss, v-am ajuns. Ceva schimbare, am mai fost aici înainte și cu Lapca. Când am scos la plimbare, am făcut un video cu câteva luni în urmă. Și uitați-vă ce schimbări. Da. Vor să mai construiesc acolo o casă. Eu vin aici puțin pe deal cu boss. Pe acest mini câmp. Da, hai cu ciu-ciu. Da, se nervează cu botniță. Încolo este câmpul. Și în parte ce vor să fac o casă. Nu se vede tare bine, dar cam prin coleana, după acești copaci. Uitați-mă că vorbesc încet, dar este lume și nu prea vreau să mă audă. Na, boss, cu ciu-ciu. O să fac câteva poze cu el și o să le includ în acest video. Acolo o să vedeți și pozele. Am ajuns, deja sunt seara. Hai, boss, o să te pun acuș la loc. Hai, cu ciu-ciu. Haide. Hai, hai la loc. Da, Felix e acolo. Să aude. Felisa, na. Ochii să văd. Felisa. Na. Felix a venit. Scuzați, am strântat puțin. N-am coronavirus, dar am alergii la florile astea. Da? Jugu-jugu. Steme. Ok. Cam atât cu acest video. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați de like.
subscribe, share și așa mai departe. Mulțumesc mult că vă abonați la mine, mă susțineți și după cum am promis, pe TikTok la 20.000 de abonați, dacă o să găsesc, o să-mi iau un papagal de talie medie, repede acolo să-l găsesc. Dar oricum o să-mi iau, o să mă stărui, pentru că îmi stimez mulți abonați și îmi place că mă apreciază când îmi scriu mesaje frumoase sau comentarii.